Ce activitate aveți voi de dimineață? Să colorăm cât de multe cărți putem să colorăm ca să primim cărți de colorat cu Ninjago. Ca să primiți cărți noi. Ia uitați câte aveți. Alea sunt ale tale? Doar ale mele. Și astea sunt ale tale? Nu știu. Și de aici? Ați le-ai pus aici, Tean? Haideți, urcați-le. Astea sunt ale tale, Eric? Da. Wow, câte ai? Și le termin tu pe toate? Da. Astăzi? Da, uite, colorați și cu creioane din astea cerate, aveți și creioane normale și carioci, mai combinați. Wow! Să zic ceva. El zice, asta nu e a lui, dar este. Zice că nu e a lui? Ok, da. Asta. Amau. Uite, are și poveste, ce are aici? Haide, fă-o frumos, citim după aia. Super, spor la treabă. Santa. Ai și cu Santa, da. Ce? Asta e teancul tău? Da, doar al meu. Oh, uleu, când le termin tu pe astea toate? Încerc să le termin că de... Ah, uite, cățeluși. Știu. New York. Ce mai e pe aici? Asta e poveste, asta nu se pune. Da. Și asta? Da, se pune că trebuie să colorez. Da, dar nu se pune că ai colorat-o, că nu o dau deoparte. Aia o păstrăm. Nu, dai deoparte, dar vreau să o colorez și vreau să colorez tot ce trebuie să colorez în ele. Bine, dar nu se pune. Nu se pune, nu dar se... astea... Alea, da. Spor. Spor la corola. Hei! Eu am 3. Ai 3 cărți? Ah, ai 3 din astea cu poveste. Da, astea sunt cărți de colorat, cu poveste. Colorați, colorați! Cald, nu cold. Am luat gecile, dar e cald. Și părul meu. Uitați și voi cum am ieșit machiată. Pentru că am filmat pentru Wednesday, dar n-am terminat încă sketch-ul și acum trebuie să mă duc Andrei azi la control la ochi și n-am avut timp să mă demachez, plus că mai avem de filmat. De fapt, n-ar fi trebuit să mă demachez. În fine. Merg așa pe stradă, mi-am luat ochelarii ăștia. Aici am reciclabile, care sunt heliomatici, se închid așa un pic, dar soarele se cam duce și înăuntru, în interior, în clădiri, își revin și mă vede lumea. În fine, asta e, mergem așa, ca Wednesday. Tu de ce râzi de mine? Ha? Sunt mașini, voiam să vă arăt că soarele e acolo după copaci. Nu-mi luminează ochelarii. Am uitat să vă zic, bine ați venit la un nou vlog, că de dimineață am filmat cu cei mici, ați văzut colorau de zor. Ai terminat vreo carte? Nu. Eric a terminat o carte. L-ai colorat? Da. Da, nu te văd. Așa. Da. Gata, haideți să mergem ca să nu întârziem, să conducem, ne vedem mai încolo. Are they disappearing? If I do like this, they are stopping. 1, 2, 3. I can almost not see this, but I see a circle. Avem 20 de minute să ne plimbăm, așa e, Andreas? Da! Uită-te la mine! A? Da! Am ieșit de la control și i-a pus o lentilă și vrea să vadă cum se comportă. Așa că ne-a zis să ne plimbăm 20 de minute. Unde mergem? La Teddy! La Teddy mergem pentru că i-am promis o mașină Hot Wheels. O mare mașină? Monster truck! Nu monster truck, un Hot Wheel, da? El e atent pe jos că sare pe pătrățel. Ce faci? El a luat direcția Hot Wheels. Unde te duci? Ah, chestii de Paște! Hai, du-te, du-te să mă uit la astea. Ce super! Uite, eu am găsit. Wow! Pe aici au chestii la reducere de la Crăciun. Dar nu știu dacă găsim ceva interesant. Hai să vedem ce e pe aici. Ia, uite, un costumaș de cățeluș. Saci. Dar nu știu cât costă. Ia, uitați, reduceri de 70%, dar a trecut 14, oare ori mai fi? Să întreb. Ce ai ales? Oh my god, toate astea îți plac? One of these, I'll take one. Una, da, una e acasă. Ia uite, cățelușul și pisicuța de Sfântul Valentin. Se iubesc. Te-ai hotărât? Ce o să găsesc? Mai sunt și aici.
o groază de cutii, iar astea sunt reduse de Crăciun, dar n-a apucat decât să le facă pe acestea, iar alea de acolo urmează. Dar să văd dacă găsești ceva să-mi placă. Vreau să iau aceste cadouașe, că merg la păpuși, sunt micuțe. Și cum am scormonit pe aici, am spart un glob. Am zis că o să-l plătesc, e 55 de cenți. Asta e, ce să fac. Andreea îți caută în continuare, așa-i? Nu se hotărăște, mai caută, mai caută. Hai să vedem ce ai ales. Asta. Asta, așa. Asta. Așa. Asta. Asta îmi place. Mai scap multe azi? Da, asta e și mare. E și mare, da. Și asta. O, și asta. Și asta e interesantă. Și asta. Și asta. Nu știu. Cel mai mult îmi place asta și asta. Ce ai mai găsit? Wow! Asta îmi place mult. Ia-o pe asta. Ne-am hotărât? Deci da. Avem așa. Asta este pentru Nicolas, că zice Andreea că e mașină câine. Am luat-o pe asta, eu dăm lui Eric, îmi place mie super mult. Un bet mobil pentru tati. Tu ce ți-ai luat? Și una Barbie pentru mine, e corvetul lui Ken. Da. Încerc să scop prețul de aici, să-mi nu-mi stric poza. So, one of these ones. No. Te-ai hotărât? One of these are perfect. This for my soul collection. Should I choose? Una. I should choose one. Sock collection, because I have two socks. Or golden, that I have two golden. Wait. Deci are o colecție cu urechie și una cu mașina Uri. De ce cool. Nu e pe aia roșie care îmi plăcea mie? Unde e? Am reușit să scot prețul. Îl pun aici pe spate unde e. Scoci. Mami, do you want to buy this one? Asta îmi place mie. Hai că se închide magazinul până ne hotărâm noi. Am luat și o cană. Hai, bine, ai luat frumos. Care mi-a plăcut și mie. Și uite, e din colecția mea, cu movie. Și îmi place. Da, dar tu o desfaci, eu o păstrez ambalat. Gata cumpărăturile din Teddy, ne-am luat Hot Wheels, toată familia are Hot Wheels. Și am luat costumul, e de fapt un halat de moș, nu are pantalon și altceva, are o barbă, dar nu e cine știe ce șocurea. Dar e halatul lung, până jos, până la glezne. Și am zis că ar fi interesant, poate îl folosim la un sketch. Și de la 8 euro mi l-a lăsat cu 2,55. Ceea ce a fost super. Rest, și un pahar. Acum mergem să luăm niște geafas pentru Iulia, nu acolo. Nu-mi merg, Adona. Hai întâi, Teddy. Nu-n Teddy. Tocmai am ieșit din Teddy. Numai cu gândul la Teddy sunt. Am vrut să zic în Aldi, că acolo au geafas la pachet de două suluri, așa. Și știți că Iulian e nebunit. Mi se par foarte practice aceste coșuri. Am și eu unul roșu, uitați și la reducere. Și mi se par super cute astea, mici. Sunt drăguțe, sunt bleu, vernil. Uitați și coș de cumpărături, am și unul asemănător pe roți, e foarte practic. Ideea e să le ai nu permanent, adică, de exemplu, pentru fructe. Când ai mai multe fructe sau legume vii de la piață, pui coșul. Când nu ai, îl strângi. Ca așa să-l ai tot timpul pus, nu are rost. Hai, ce mai are pe aici? Chestii, chestii, nimic interesant. Nu știu de ce sunt super scumpe aici, ia uite, 7 euro. Unitatea 1,40, mami. Cum? 5 bucăți, 7 euro. Mă miram eu să fie. 1,40, chiar cu 10 cenți mai ieftină, dar trebuie să iei 5. Și n-avem de unde să luăm 5. Asta era super mică. Hai să luăm unt, că de 2 săptămâni căutăm unt. Nu chiar, de o săptămână. Unt fără sare, că ei au aici untul cu sare. Hai să vedem. Ne luăm 2 pentru prăjituri? Că ne trebuie pentru prăjituri. Eu tot machiat așa sunt. Trebuie să fii atent aici, că dacă nu iei fără sare, e super sărat și e nașpa, nu-i ca în România. Gata, cumpărăturile, am luat și un pic de mâncare și în sfârșit am luat unt, pentru că Andreas mănâncă o... Ce mănânci? Ceva cu carne. De obicei nu le cumpăr cu ciocolată sau cu dulciuri, le cumpăr cu carne sau cu spanac sau cu brânză. Mai am să zic că în sfârșit am luat unt, pentru că am cumpărat acei biscuiți din Carrefour pentru Crăciun și n-am apucat să-i fac, n-am avut unt să-i fac de regimat și poate-i facem și noi, nu știu, de ziua lui Andreea, să-i mâncăm. Oricum nu mai contează că-s de Crăciun, că nu-s de Crăciun, să-i facem, asta e important. Acum am intrat în mașină și am văzut că aveam aici frimituri. Nu mai înregistrez din nou, m-ați văzut cu mâncare pe față. Asta e, am mâncat și o, cum se chema,
nu știu cum se cheamă, o să scriu aici pe ecran, sunt niște chestii tradiționale rotunde cu cremă în mijloc. Le găsiți în Spania și în Portugalia, sunt super, super bune. Gata, mergem acasă? Da. Gata, mergem acasă. Am ajuns acasă. Am dat mașina mea. I-ai dat-o lui Nicolas? Da. Că e dinozaur și îmi plac dinozaurii și Andreas. Eu m-am mi-a cumpărat mașina pe care o aveam odată și o las cu mașina pe care mi-a cumpărat-o din nou. Un rechindau e un dinozaur. Ai crezut că e rechindau e dinozaur? Da, am descoperit în mașină că mașina cățel cu Hot Wheels o mai are o dată altă culoare. Și i-am spus lui Andreas, de ce nu mi-ai zis că mai bine luăm autobuzul, da? A... O să-l schimb dacă vrei. Îți arăt poză. Hai, Iuliana, da, arată-mi poza. Asta de ți-am dat-o în mână, unde ești? Să văd dacă vreau ăsta mai mult decât ăla. De Iulian scoate cumpărăturile mele. A, asta ți-am luat-o ție. Uite ce-am luat. Am găsit un halat și mi l-a redus la 2 euro și ceva. Merge? Merge, merge. Pentru sketch-uri. Hai, mai departe. Păi tu, Eric. Ia, Eric. Îți place? Mie mi-a plăcut super mult. This one is different a little here. Mai scoate, mai scoate. Look what he has. Asta e a ta. Aia mea, da. Vrei? Batmobil? Și o cutie goală. Ce cutie goală? A, asta a fost al lui Andreas. Hai, vină mai încoace la lumină. That box is mine. Ce mai e? Da, asta voiam să dau. A, păi am spus-o pe asta. A, și ce a fost? Pun la colecția mea de schimbet. They are 10 of these and this is the number 4. Mm-hmm. Din film, și uite, a mea e numărul 5. Yours is what number? 2. That means you have to collect 5. Oh. Oh, leu. Suntem a doua zi, continuăm cu Wednesday pentru că aseară n-am mai apucat să filmăm. Și acum, ia uitați ce e aici. Am pretins că avem usturoi pentru că n-aveam usturoi praf. Și am pus niște fulgi de ovăz și Wednesday trebuie să facă curat. Ce viață e asta? Wednesday care e rea și ce face nu știu că n-am văzut încă serialul. Pentru că sunt sigură că o să-mi placă și o să mă prindă, v-am mai zis, cred că, și o să-mi ia probabil 2 zile să-l văd tot, că o să stau ca disperată unul după altul și o să rămân cu suspans. Cred că o să-l păstrez până apare și sezonul 2, să le văd pe amândouă împreună. Dar acum, Wednesday la treabă. Stați să schimb luminile, că sunt prea multe lumini, cred. O avem pe aia de afară, naturală. Voiam să zic că dacă am cumpărat unt ieri, haideți să facem și biscuiți. A, dar înainte de toate, uitați, vă pun aici, în caz că n-ați văzut sketch-ul, nu știți cum sunt îmbrăcată. Am fusta asta lungă. Îmi place. Și buchetele. Mă duc să mă schimb, adică să-mi pun blugi negri. Și o să rămân cu bluza asta ca să fiu în aceeași atmosferă. Deci, avem biscuiții aceștia de la Dr. Oetker. Am reușit să pronunț. Și mai avem 2 pachete din Carrefour. Adică și ceilalți sunt tot din Carrefour, dar ăștia sunt marca Carrefour. Să vedem care sunt mai buni. Ar trebui să-i fac pe toți. Singura problemă pe care o am eu cu acești biscuiți cu unt e că trebuie să întinzi foaia, se încălzește untul, după aia nu se mai taie forma cum trebuie și așa mai departe. De aia nu prea îi fac. Stăteam și mă uitam în frigider când am scos untul, zic, dacă n-am destule ouă. Era culmea după ce am stat atâta după unt, să n-am ouă. Măsor untul, îl las să se moaie pentru că trebuie să fie înmuiat și după aia revenim să facem biscuiții. Pa! S-a făcut seară, untul stă acolo săracul topit, n-am apucat să fac prăjiturile, am postat niște vloguri, niște sketch-uri și așa mai departe, am lucrat la calculator, mă uit că între timp copiii, ce credeți că au făcut? Băi, hai să desfacem câte un set fiecare și-a ales de Lego și să-l reconstruim. Și au apucat să facă o parte din el. După cum vedeți acolo, al lui Nicolas e o casă, Eric își reconstruiește setul Panda și nu știu, Andreas. A, Andreas a apucat să și-l termine și acum au plecat la not. Sunt, de fapt, la not, trebuie să se întoarcă și eu n-am unde să fac prăjiturile pentru că trebuie să strângă de pe masă. Așa că îi aștept să vină și ne apucăm să facem prăjiturile ca să le mâncăm odată, că toți stau și moi la cutii și nu le mâncăm. Sper să iasă și bune. Până sosesc ei, m-am gândit să mă apuc să fac amestecul pentru că trebuie să stea, cred că 20 de minute la congelator, la frigider, ca să se răcească. Începem cu...
Haideți să începem cu ăsta, care are indicațiile mai clare, vedeți? Scrise așa, cele de la Carrefour. Trebuie să le citești aici în text și un pic mai complicat. Și avem un praf, o formă, încă un praf sau ceva, cred că e glazura, ochișori și un tub din acesta, o pastă pentru decorat, de culoare maro. Ca să facem ren și omuleți de turtă dulce. Ah, ia uitați ce interesant! Deci asta e forma de turtă dulce și cred că dacă o întorci invers și pui ochii aici jos, e aceeași formă. Ce tare! Nu m-am prins până acum. What? Deci dacă aveți acasă formă de gingerbread man, de omuleț de turtă dulce, așa, puteți să-l întoarceți și să faceți ren. Ce super! N-am știut. Nu mi-am dat seama. Super! Până la urmă am scos mixerul. Uitați aici. Pentru că vreau să folosesc această paletă, fiind cu unt. În genul acesta intră untul, se amestecă, nu-mi place și la cel de mână din aia am. Dar întâi o să folosesc pe aceasta, că e mai bine. Au sosit! Au sosit! Ați sosit? Nu ați sosit? Eric, ce faci? Construiești tu? N-ai telefon, ți s-a terminat bateria. N-ai aplicație, Andreas? Am făcut primul aluat. Îl punem la frigider și facem biscuiți, da? Ai văzut? Uite așa. Dar de ce le punem în frigider? Că-s cu unt și trebuie să se întărească untul. Și continuăm, îl fac și pe al doilea. 10 minute trebuie să stea la frigider. Și aici, hai să vedem ce forme avem aici. Aici avem un alt omuleț. Eric! Faci prea multă gălăgie. Umplit cu preparat pentru biscuiți. Unul e pentru glazură. Aici sunt bucățele de ciocolată ca să punem înăuntru. Și ăsta este glazura. Zahăr, pudră pentru glazură. Iar în cealaltă cutie, pe lângă plicuri, nu avem bombonele de ciocolată, avem din acestea colorate și forma este de brăduț. Am pus bombonele așa ca să imite globurile. Amestecăm, așteptăm un pic. Și revenim. Revenim! Le-aș pune pe amândouă deodată. Asta nu stau să amestec de două. Haideți să o punem! Hey, oh, stai, nu! Sunt diferite! Oh, no. Asta e cu ciocolată și vreau să văd ce gust au. O să încerc să adun cât pot de acolo. Am adunat cât am putut aici și o să le facem separat pe astea de cacao. Ăsta a ieșit un pic mai tare decât celălalt, stă mai strâns. Vii să faci prăjitura? Uite, o turnăm pe asta care am adunat-o din partea ilaltă și acum ia punga. Yeah! Hai. Și turnă. Încet, încet. Miroase bine? Vreți să punem și niște ciocolată înăuntru? Nu din alea, alea sunt prea tare. De astea. Nu alea pentru decorat, din astea. Ia, deschide să vedem cum e. Dă una să văd. Nu mânca tu, dă să văd. A, ce mici sunt. Hai, pune câteva. Gata. Nu vă uitați la dezastru, că așa se face când faci prăjituri, după aia strâng. Dar nu știu dacă mai pot face, pentru că se pare că... Ia uitați. Nu mai merge. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce nu se mai învârte? Cum facem prăjitura acum? S-a stricat? Ce mă fac acum? Am reușit până la urmă să amestec cât am putut, că începuse să sară în toate părțile, dar s-a omogenizat făina cu untul, pun la frigider și revenim după ce strâng pe aici. Și asta e partea care mie nu-mi place. Să întind, uite, se lipește, trebuie să pui făină.
Trebuie să fii rapid, că altfel se încălzește untul și după aia e prea cremos și nu mai poți face nimic. Și de aia nu facem biscuiți. Ai văzut, Iulian, ce am descoperit? Ce? De fapt, n-am descoperit. Tu mi-ai stricat mixul. Uite! Asta da, trebuie să vedem. Uite! Așa e omul de zăpadă și așa e capul de ren. Wow. Ursuleț avem. Super! Camioară! Haide, un ursuleț. Uite, să fac un dinozaur și un hot. Ia să vadă toate. Uite! Un dinozaur? Un elefant! Un ursuleț? Să le punem pe foaie, pe ceva. Mare bucătăreasă, trebuia să încălzesc cuptorul și să nu pun tava. Tava trebuia să te afară. Haideți că ne mișcăm repede și vă arătăm la sfârșit ce iese. A doua tavă a mars-o, s-au făcut super repede, n-am apucat. M-am dus un pic să vorbesc cu Iulian și deja erau gata. Iar prima arată așa, au ieșit mult mai bine. Și până la urmă, după cum vedeți, am renunțat să facem ursuleți și omuleți pentru că li se rup picioarele și au fost greu de scos. Și am făcut mai mult cercuri, iar aici făcusem doar inimioare, dar așa arată. S-a ars inima. Următoarea, că mai am, cred că mi ies 5-6 tăvi. Și ai terminat? Am terminat! Bravo, felicitări, dar arată cam ciudat. Ați văzut mai devreme farfurii, au tot venit cei mici și au luat. Au luat doar ăștia așa. Ăștia sunt cei buni, care e la fel, jumătate de farfurie e goală. Și ăștia sunt cei cu cacao, la care s-a stricat mixerul. Eu am gustat unul și nu mi-a plăcut, dar ei au tot venit și au luat. Nu știu. Vrei să curi să vezi cum sunt? Nu. Nu am încredere. Până la urmă să se mănânce mai puțin ăștia. Wednesday își dă demisia. Deci dacă mă mai vedeți că îmi cumpăr biscuiți de ăștia din magazin, n-am decorat nimic, da? Aici avem, uite, glazură cu apă. O să facem alte prăjituri. Avem fondantul roșu, avem bombonele, le avem tot. Trebuiau să iasă așa, Iulian. Și a ieșit așa. Serios? Du-te la farfuria asta care e mai... Păi nu, mă uitam la forme, că mai văd niște forme pe aici. Că mai pus eu niște forme, da, pentru că cercurile și inimioarele s-au decupat cel mai ușor. La omuleții ăștia, bai, cădea o mână, ba, nu știu ce, nu au ieșit cum trebuie și nu am răbdare să mai fac. Deci, îmi dau demisia, am stricat și mixerul. Cred că e cazul să-mi iau la revedere de la acest vlog. Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Pa, pa! Abonați-vă, dați și voi un like dacă v-a plăcut aventura mea. Pa! Pa!